Da. Ei, da, am avut vânt, am avut vijelie, furtună. Haide să urcăm pe gaz. Nu? Să vedem cum au rezistat antenele. Vede, acum e soare. Vede, cer senin. Și acum haide să vedem, uite, zăpadă. Nu? Ce mișto arată. Și pe casa vecină mai e zăpadă. Nu? Așa. Și acum să ne uităm. Deci, o luăm cu antena. Și asta, da? E pe poziția ei. Deci nu s-a mișcat nimic. Bun. Antena de WiFi e cu fața spre Veneț, exact cum stă ea de regulă. Așa. Exact cu cap, exact cu vârful între se duce între clădiri. Așa. Antena cu recepțiile sale DCB și sporadic tot în poziția ei. Bicoadul la fel. Da. Antena de 3 elemente este exact pe poziție spre nord. Acum o să mă sui și pe aici. Antena de sârbi. Cu fața spre sârbi. Acum mergem în spate. Bastonul care l-am aici, îl știți cu toți, uitați, da? Bastonul ăsta n-a mișcat neam de aici, așa. Directiva de 3 elemente care este pe verticală, o voi duce în spate să o vedeți așa. Așa. Poziția este exact. Haide. Cum uit eu din poziția la țeava aceasta, să se vadă antena de acolo. Deci nu mi-am mutat-o de nicio culoare de pe poziție. Bun. Asta chiar e mișto. Deci asta chiar n-a mișcat-o deloc. Antena de 5 elemente. E pusă exact. Deci vârful care îl avem de în față se duce drept exact de pe partea de lângă clădirea de la gaze. Ceva de genul între brat și gaz. Deci nici asta nu mi-a mutat-o de pe direcția turcilor. Deci cu tot vântul care a fost, toate problemele cauzate de vânt. Uitați antenele. Acum am reușit să mă sui pe casă, că eram curios. Deci, încă o vijelie trecută cu bine.